privesc și mă întreb în jurul meu ce se întâmplă. De ce om cu om se ceartă, se ceartă mereu? Scriptura ne spune că si vei tu are credință, de aceea, o Doamne, adesea m-am întrebat și eu. De ce nu mai este iubire între noi? De ce ne lăsăm amăciți și tărâți în noroi? De ce dragostea multora acum s-a răcit? De ce ne lăsăm de Satan uneori amăciți? De ce să plecăm din lume nemântuiți? Când jertfa de pe crucea din dealul Golgota ne spune cât de mult Tu, Doamne, ne-ai iubit. De ce nu mai este iubire între noi? De ce ne lăsăm amăciți și tărâți în noroi? De ce dragostea multora acum s-a răcit? De ce ne lăsăm de Satan uneori amăciți? În chinurile morții iertare ne-a adus. De ce nu mai este iubire între noi? De ce ne lăsăm amăciți și tărâți în noroi? De ce ne lăsăm de Satan uneori amăciți? Așteptăm iertare de la alții, de ce nu iertăm din inimă pe toți? La urmă nu rămâne doar dragostea curată ca celui ce-a murit și-a înviat.
din morți. De ce nu mai este iubire între noi? De ce ne lăsăm abuciți și tărâți în noroi? De ce dragostea multora acum s-a răcit? De ce ne lăsăm de Satan uneori amăgit? De ce nu mai este iubire între noi? De ce ne lăsăm amăgiți și tărâți în noroi? De ce